Bună dimineața, bun găsit, dragii mei! Dăm startul unei noi ediții matinale a emisiunii Prima de Dimineață chiar în acest moment. Îi salută pe toți cei care ne urmăresc la această oră. Sunt așezați în fața micilor ecrane și eu vă invit în continuare să rămâneți alături de noi. Bună dimineața, le spun și colegilor mei din emisie. Bună dimineața tuturor! Astăzi, de la ora 9, trebuie să vă spun că vă dau întâlnire cu invitatul zilei. Vorbim despre Kangoo Jumps cu Andreea Tudor, instructor Kangoo Jumps, despre beneficiile acestui sport și multe alte detalii de la ora 9. Însă, până atunci, așa cum v-am obișnuit, avem și alte rubrici și materiale utile pentru dumneavoastră. Este vineri, este așadar început de weekend și de primăvară, am putea spune, pentru că iată, o nouă zi cu soare, așa cum vă doresc și dumneavoastră, mult soare în suflet astăzi și în acest weekend și în fiecare zi, de ce nu? Dăm startul, așa cum spuneam, unei noi ediții, dar nu înainte de a vă spune și celelalte modalități de a fi în permanentă legătură cu noi. Este vorba despre site-ul televiziunii Prima TV Slatina. Aici găsiți informații din toate domeniile de activitate, informații din cadrul Focus Slatina, care sunt postate pe pagina de Facebook a televiziunii Prima TV Slatina. Mai mult decât atât, aici ne puteți trimite părerile și sugestiile dumneavoastră referitoare la emisiunea ce se difuzează de luni până vineri la 8:30 de minute, respectiv Prima de Dimineață, dar și celelalte emisiuni realizate de către colegii mei. Și acum, pentru a avea un tonus de invidiat, vă invit la puțină mișcare.
iată, prin intermediul imaginilor am mers la Central Fitness și am făcut câteva exerciții utile pentru dumneavoastră care să vă redea bună dispoziția. Ei bine, acum vedem ce ne-au rezervat și astăzi astrele de 1 aprilie, când se spune că este ziua păcălelilor. Și apropo de păcăleli, dacă aveți câteva întâmplări hazli referitoare la ziua de 1 aprilie sau ați fost păcăliți în această dimineață sau de ce nu ați păcălit, puteți să ne scrieți pe pagina de Facebook a televiziunii Prima TV Slatina. Și spuneam despre rubrica Horoscop, vedem imediat câteva generalități ale zilei de astăzi și detaliem pentru fiecare zodie în parte. Trebuie să vă spun înainte de toate că astăzi se recomandă prudență maximă, cuadratura lunii cu Mercur favorizează idealismul și deciziile pripite. Este posibil să apară neînțelegeri și confuzii. Toate deciziile luate astăzi trebuie cântărite foarte bine, mai ales cele importante și cu consecințe pe termen lung. Așadar, acum începem să detaliem pentru fiecare zodie în parte cu nativii zodiei Berbec. Sunteți dominat de sentimente contradictorii, iar situația financiară nu vă oferă prea multe motive de bucurie. O persoană mai în vârstă v-ar putea propune să participați într-o afacere. Vă recomandăm să nu luați nicio decizie fără să vă consultați înainte de toate cu partenerul de viață. Dragi tauri, s-ar putea să fiți încordați din cauza colaborării dificile cu un partener de afaceri. Este indicată să amânați deciziile în privința investițiilor pentru că riscați să nu fie tocmai inspirate. Ascultați sfaturile unei persoane cu experiență în afaceri. Gemeni, se pare că nu sunteți în cea mai bună formă fizică și intelectuală, ar fi bine să amânați activitățile și deciziile importante. Vă sfătuim să nu vă asumați niciun risc pentru a evita pierderile financiare. Este o zi bună pentru a vă permite un moment de relaxare în compania celor dragi. Vedem acum și pentru nativii zodiei RAC, se pare că relația cu persoana iubită este tensionată. Dacă decideți să ieșiți cu prietenii, ar fi bine să fiți discret în privința neînțelegerii care vă frământă în plan sentimental. S-ar putea să faceți cunoștință cu o persoană care vă cucerește imediat. Vă recomandăm să nu vă pripiți și să nu luați nicio decizie în privința relațiilor sentimentale. Leu, s-ar putea să nu vă ajungă banii pentru o excursie sau o călătorie pe care ați plănuit-o. Și toate astea se întâmplă spre nemulțumirea partenerului de viață. Cu calm și diplomație puteți evita tensionarea relației. Aveți tendința de a fi excesiv de critic, cu riscul să îi iritați pe cei din jur. Pentru rezolvarea unei probleme casnice apărute pe neașteptate, sfătuiți-vă cu familia. Fecioară, la locul de muncă s-ar putea să fiți nemulțumit din cauza unei decizii pripite a superiorilor. Vă recomandăm să vă temperați nervozitatea, altfel riscați să vă complicați situația. Discutați cu calm cu persoana iubită ca să nu dați ocazia unor certuri. Balanță. Este o zi bună pentru întâlnirile cu prietenii. Tendința către nervozitate și impulsivitate v-ar putea crea probleme. O rudă mai în vârstă vă împrumută o sumă de bani pe care i-ați cerut-o mai de mult. După amiază s-ar putea să vi se propună o colaborare, însă nu vă grăbiți să acceptați. Scorpion. Dimineața s-ar putea să fiți cu capul în nor și să scăpați din vedere probleme importante. Nu este un moment potrivit pentru a începe activități noi, fiindcă există riscul să luați decizii greșite. Ar fi bine să vă revizuiți planurile pe termen scurt și mediu. Săgetător. Dimineața s-ar putea să vă pună pe gânduri o ceartă cu o persoană mai în vârstă, chiar cu prețul unui efort, dacă vă recunoașteți greșelile, aveți numai de câștigat. Ar fi bine să fiți ceva mai prudent ca să nu declanșați un scandal. Este recomandat să vă menajați sănătatea și, de ce nu, să vă relaxați ceva mai mult.
Ajungem și la Capricornie, este posibil să plecați într-o călătorie destul de costisitoare, dar care vă poate aduce mari satisfacții pe plan sentimental. În a doua parte a zilei, participarea la o reuniune s-ar putea dovedi mai plăcută decât v-ați așteptat. A doua parte a zilei este favorabilă relaxării și odihnei. Vărsător. Este posibil să fiți dezamăgit de o persoană în care ați avut mare încredere. Nu vă grăbiți să reacționați. Situația ar putea să nu fie exact cum o vedeți astăzi. Pe plan sentimental, traversați o perioadă favorabilă. Vă sfătuim să evitați discuțiile în contradictoriu cu partenerul de viață. Și în cele din urmă, pești, în prima parte a zilei s-ar putea să fiți confuz și să aveți dificultăți de comunicare cu colegii sau cu partenerii de afaceri. Ar fi bine să amânați activitățile importante. Relațiile sentimentale merg bine, ceea ce vă menține moralul ridicat. Spre seară, vă reveniți și comunicați mult mai ușor. Dragii mei, toate bune pentru astăzi și la mulți ani celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere. Și acum să vedem ce scriu și ziarele locale și naționale din această dimineață, care sunt evenimentele petrecute în ultimele zile sau care sunt subiectele despre care se vor petrece în perioada imediat următoare, vom vedea în doar câteva momente după generic. Și începem cu ziarul Gazeta Nouă în această dimineață. Niciun brancardier nu a trecut proba scrisă a concursului organizat de Spitalul Județean de Urgență Slatina. Iată informația zilei. Toți cei 20 de candidați care s-au prezentat la proba scrisă a concursului pentru ocuparea unor posturi de brancardier din Spitalul Slătinan au fost respinși. Niciun candidat nu a reușit să obțină cel puțin 50 de puncte. Peste 10.700 de fermieri olteni au depus cererea unică de plată pe suprafață la o lună de la demararea campaniei de primire a cererilor unice de plată pe suprafață. Peste 10.700 de fermieri olteni s-au prezentat la APIA pentru a depune aceste dosare. Campania de primire a cererilor unice de plată pe suprafață este în plină derulare, iar de la 1 martie și până în prezent, Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură Olta a primit peste, vă spuneam, 10.700 de dosare. Să vedem și alte subiecte ale acestei zile. Ajungem la Deveselul, unde o bătrână a fost omorâtă în bătaie și jefuită. Un tânăr de 28 de ani din comuna olteană Deveselul a fost reținut miercuri seara de procurorii olteni, fiind acuzat de omor calificat și tâlhărie. Procurorii parchetului de pe lângă tribunal Olt spun că în seara zilei de 28 martie, în jurul orei 21, tânărul a intrat în casa unei femei în vârstă de 80 de ani din aceeași localitate, a luat-o la bătaie. Inculpatul a bătut-o pe femeie până când aceasta i-a dat pensia în valoare de 517 lei, pe care victima o primise în cursul acelei zile. Ca urmare a loviturilor aplicate de bărbat, bătrâna a decedat fiind găsită luni în jurul orei 18. O nouă reducere a facturii la apă în Slatina. Slătinenii vor plăti mai puțin pentru factura de apă începând cu luna aprilie, potrivit unui comunicat de presă remis de Primăria Slatina. Modificarea la facturare vine în urma unei hotărâri aprobate miercuri de legislativul local, în urma căreia nu se va mai factura apa preluată în rețelele publice de canalizare. Vedem și alte subiecte. Numărul dascălilor din Olt care s-au pensionat anul trecut s-a triplat față de 2014. Peste 100 de administrații locale din județ nu au acreditate serviciile sociale.
Șofer fugar găsit de polițiști cu ajutorul camerelor de supraveghere. Supliment de bilete de tratament, peste 160 de bilete scoase la vânzare și aproape 250 de locuri de muncă vacante pentru șomerii din Olt. Vedem și informații din sport. AS Milcov la un pas de retragere. E o mizerie ce se întâmplă la AJF, cui aparține această declarație, găsiți în paginile cotidianului Gazeta 9 din această dimineață. Și mergem mai departe cu informațiile, ajungem și la Jurnalul Olteniei. Avocat mehedințean condamnat la muncă în folosul comunității. Craiova azi fără spital regional, cine este de vină? Și avem și alte subiecte. Crimă la Deveselu, iată, și ziariștii de la Jurnalul Olteniei vorbesc despre acest subiect. Schimbă cultural între Târgu Jiu și New York, iar din sport, Vâlcea a fi sau nu în play-off, fileașul meci de gală cu liderul. Și CSU visează la Europa. Iată, informațiile vin din Jurnalul Olteniei. Vedem ce spun și ziariștii de la Gazeta de Sud, grup de lucru pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale militarilor. Finanțări europene lansate în ritm de MELC. Un istoric de artă din New York a venit să vadă operele brâncușiene. Vedem și noi despre ce este vorba imediat, în doar câteva momente. Un cunoscut istoric de artă din New York a venit la Târgu Jiu pentru a vizita operele lui Constantin Brâncuș. Primăria Târgu Jiu și Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare Constantin Brâncuș au fost gazdele unei întâlniri prilejuite de vizita în România la invitația Institutului Cultural Român. Eveniment de Olt, omorâtă pentru pensie, iată ce titrează acest ziar în această dimineață, scade prețul la apă. Informația, vă spuneam, și din ziarul Gazeta 9 din această dimineață, însă pentru cei care au dat puțin mai târziu pe Prima TV Slatina, le spun că slătinenii vor plăti mai puțin pentru apa consumată de pe factură, urmând să dispară costurile apei pluviale. Campania de prevenire a furturilor din locuințe în județ. Polițiștii Oltenie derulează în perioada martie-iunie o campanie inițiată de Ministerul Afacerilor Interne prin Poliția Română, în parteneriat cu o societate de asigurare al cărei scop principal este prevenirea furturilor din locuințe. Cum vă spuneam ceva mai devreme. Micii fotbaliști premiați de Primăria Slatina. Tot în paginile acestui cotidian găsiți informația. Și să vedem ce scriu și ziarele mondene din această dimineață, care sunt cele mai importante subiecte ale acestei zile. Lidia Bublă a bătut recordul la nepoți, în ultimul timp s-au născut foarte mulți, spune aceasta. A slăbit 3 kg după ce a consumat două zile doar pâine și apă, vedem despre ce artistă este vorba. Nu înseamnă că este un stil de viață tocmai sănătos, așa că citim doar informația. În doar câteva momente. O cunoscută cântăreață de muzică populară de la noi nu are probleme cu greutatea, dar cu toate acestea nu a mâncat decât pâine timp de două zile. Mirela Moldoveanu, cunoscută cântăreață de muzică populară, a slăbit fără să-și fi propus acest lucru, întrucât nu are nevoie. 3 kg în doar două zile. Asta după ce a consumat doar pâine și apă la o singură masă, seara, înainte de culcare. Motivul?
Mirela ține post total și potrivit tradiției, în săptămâna de la începutul Marelui Post, luni și marți, se consumă doar aceste alimente. Ceea ce de altfel a făcut și artista. Aceasta a mărturisit chiar că nu i-a fost greu, doar cu pâine și apă, dat fiind faptul că nu este o gurmandă. Vedem și alte subiecte. Mihai Chițu a devenit bodyguardul amantei, cum și-a făcut apariția Andra într-un club de fițe din capitală, tot în paginile acestui cotidian găsim. Și Bianca Drăgușanu trece prin momente grele, mama sa suferă de o boală gravă. Iată un alt subiect din paginile acestui cotidian. Doinița Oancea a avut nevoie de 2 ani să-l uite pe Ionuț Ghenu. Acum a început o nouă relație. Vedem imediat despre ce este vorba în paginile ziarului Libertatea din această dimineață. A suferit, a plâns, s-a revoltat, dar în cele din urmă a trecut peste șocul despărțirii de logodnicul ei. Și vă spuneam că a început o nouă relație. Ionuț Ghenu a fost nu numai logodnicul ei, ci și impresarul, acesta fiind cel care a părăsit-o pentru prietena sa. Doinița Oancea este pregătită acum să răspundă avansurilor unui alt bărbat. Dubla trădare pe care a suferit-o Doinița Oancea atât din partea iubitului Ghenu, cât și din partea prietenei Lora, a făcut-o să sufere cumplit atunci când și-a văzut relația distrusă. A avut nevoie de mai bine de un an și jumătate ca să poată trece peste infidelitatea partenerului de viață, cel care ar fi înșelat-o chiar cu prietena ei. Ba mai mult, celor doi trădători, cu ghilimele de rigoare, nu și-au mai ascuns sentimentele și au făcut publică relația lor. După un an greu în care s-a cufundat în muncă, emisiunea Atelier de Croitorie, machiaj, Doinița spune că a reușit să depășească momentul și că este într-o perioadă foarte bună. Iată declarația Doiniței. Admiratorul a existat mereu, este unul mai special, dar nu vreau să vorbesc despre acest început. Nici în relația trecută nu am vorbit despre noi. S-a aflat abia când am ieșit la evenimente împreună, a spus Doinița pentru Libertatea. Edi Iordănescu continuă războiul cu Steaua. Pentru mine nu e important ce zice Regencamp. Iată un subiect și din sport. Iar de la Doinița Oancea și relația acestea, mergem la Anca Țurcașiu de nerecunoscut. Cum arată blondă? Dacă doriți să vedeți imagini cu aceasta, vă invit să citiți ziarul Libertatea. Gigi Becali nu a mai putut ține secretul cum a făcut Valentina Pelinel copilul cu Cristi Borcea, dezvăluiri exclusive și incredibile în paginile ziarului Libertatea din această dimineață. Mergem și la ziarul Click, pentru că și aici găsim informațiile mondene. Adrian Mutu a sărăcit de tot, decizie șoc a Alexandrei Dinu, prima soție a fotbalistului. Chelo primește un salariu uriaș ca să râdă la Antena 1. Ziariștii de la Click au aflat care este suma pe care o primește Chelo. Și trebuie să vezi cum arată un analist din profil ca să înțelegi privirea lui Viorel. Iată ce scriu ziariștii de la Click în această dimineață. Cine este iubita lui Vladimir Putin și imagini bombă, Andreea Marin se ceartă grav cu Tunceai după ce l-am prins cu un blond, spune ea. Stella Popescu își repară ridurile la 80 de ani. Și iată, și aici descoperim secretul Valentinei Pelinel. Piesa lui Mihai Trăistariu pe toate gardurile în Italia. Iată, informații mondene în această dimineață. Johnny Depp vine în România, cât te va costa să îl vezi?
să descoperim și noi din cadrul acestui articol pentru toți fanii lui Johnny Depp care vor să îl vadă. 2016 este clar anul concertelor în România. Iată și printre aceștia, printre cei care vor susține un concert, se numără și Johnny Depp. Dar și mulți alți artiști care vor veni în România în anul 2016, găsiți tot în paginile ziarului Click din această dimineață. Iată, cam acestea au fost subiectele, evenimentele care s-au petrecut și care vor avea loc în perioada următoare. Ne oprim aici cu revista presei, însă luăm o scurtă pauză de publicitate și continuăm matinalul Prima de dimineață cu invitatul zilei. Am revenit, doamnelor și domnilor, suntem în direct în partea a doua matinalului Prima de dimineață. Vă spuneam încă de la începutul discuției noastre, de când am intrat la 8:30 de minute, despre faptul că astăzi vom vorbi despre Kangu Jumps. Alături de mine se află Andreea Tudor, instructor Kangu Jumps în Slatina. Bună dimineața, bine ai venit, draga mea! Bună dimineața, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație! Mă bucur foarte mult că ai reușit să ajungi la matinal, pentru că știu că și tu ai o agendă foarte încărcată, tocmai ce vorbeam înainte de a intra în direct despre acest lucru. Și iată, intrăm cu informații despre acest sport în casele oamenilor, în casele doamnelor și domnișoarelor și de ce nu și domnilor. În primul rând, de ce Kangu Jumps? Ce înseamnă pentru tine acest sport și cum ai luat tu contact cu acest sport? Kangu Jumps, pot să spun, pentru mine reprezintă totul, m-a ajutat foarte mult. Am fost și eu la început o clientă, m-am îndrăgostit de acest sport, începusem să merg în fiecare zi, iar apoi m-am gândit să devin instructor. Am fost ajutată de o bună prietenă, Diana Știrbu, m-a instructat, m-a trimis, mi-a spus, m-a ajutat unde să merg, ce trebuie să fac. Am urmat cursurile cu Kinga Sebestein și după ceva timp am reușit și eu să predau, să am clasele mele, clientele mele. Kangu Jumps pentru mine reprezintă cea mai bună metodă de a te menține în formă. Pe lângă faptul că ardem calorii și este destul de eficient orice metodă folosești la clase, în același timp ne și simțim bine, ne și distrăm, nu vine lumea stresată la antrenamente, mă duc, nu știu ce fac, totul este clar, ne antrenăm și ne simțim bine în același timp. Spuneai că ai început să antrenezi, să ai clientele tale, iar după o perioadă de timp ai reușit să ai chiar propria sală. Da, după o perioadă de timp am reușit să deschid propriul club. Este cea mai mare reușită a mea, ca să zic, pe plan profesional. Mi-am dorit foarte mult. Reușeam să vin înainte doar în weekenduri în Slatina, antrenam și în București la două săli de fitness, iar apoi m-am hotărât să mă mut definitiv aici și să deschid propriul club. N-a fost ușor, dar a meritat fiecare efort. Cum se desfășoară o oră de antrenament? O oră de antrenament, în primul rând, partea de încălzire, urmează partea fundamentală și apoi partea de relaxare. Partea de încălzire între 5-10 minute în funcție de nivelul persoanelor, dacă sunt începătoare, intermediare, avansate. Partea fundamentală între 20-30 de minute, bazată pe coreografie. Iar partea de încheiere, lucrăm și la saltea, practic insistăm mai mult pe ceea ce am lucrat în timpul antrenamentului, abdomen, fesier, brațe, la saltea cu gantere, cu ghetuțele în picioare, diverse mișcări, iar apoi partea de final, cam 3 minute, să spunem așa, relaxarea. De când ai început acest sport, ai avut și rezultate cu clientele tale?
Da, bineînțeles, am avut două concursuri Slăbim cu Kangu Jams. Fetele se înscriu, timp de o perioadă de timp urmează un regim alimentar mai riguros. Bineînțeles că au slăbit între 10-12 kg, cam în 3 luni, așa a fost derulat concursul pe o perioadă. Ce înseamnă un regim riguros? Un regim riguros. Încercăm să renunțăm la tot ceea ce ne face rău și ceea ce consumăm uneori fără să ne dăm seama că ne face rău. Renunțăm la sucurile acidurate, renunțăm la mâncatul după ora 17-18 seara, renunțăm la pâine, mai ales din făină albă, cartofi prăjiți, prăjeli și așa mai departe, prăjituri dulcele, un pic acolo, să zicem, doar în zilele noastre de relaxare. Bun, ai spus că nu mai mâncăm după ora 17-18, dar dacă ni se face foame, ce ne facem? Dacă ni se face foame, mai ales acum vara, o limonadă, un fresh de portocale, dar făcut în casă, fără zahăr, cred că ne satisface toată pofta de mâncare. De care foame. Sunt beneficiile acestui sport? Beneficiile sportului Kangu Jams sunt multe, dar o să enumăr câteva, cele mai principale. În primul rând, reduce impactul cu solul. Multe persoane care au probleme cu coloana vertebrală trebuie să știe că acest sport ne protejează, ne ajută. Reduce impactul cu solul cu până la 80%. Practic ne forțează să avem o poziție adecvată, stăm încordate în poziția de bază. Ardem cu până la 25% mai multe calorii decât cu orice alt sport. Eliminăm mai ușor toxinele din organism. Kangu Jams ajută la stimularea sistemului limfatic, care ne ajută să eliminăm aceste toxine mult mai repede. Ajută sistemul cardiovascular, slăbim, ne și distrăm, ca să zic așa, la antrenamente și practic ne oferă o dispoziție, un optimism, o bună dispoziție. Diverse metode te ajută și în viața ta de zi cu zi. Multe cliente îmi spun că abia așteaptă seara să vină la antrenamente, se uite de toate problemele din timpul zilei, să se relaxeze și în același timp să se și mențină în formă. Să vorbim și despre ghetele Kangu Jams, cât de benefice ne sunt acestea. Ghetele Kangu Jams au fost create pentru persoanele se aflau în stadiu de reabilitare. Ele au fost aduse în România în anul 2000, însă cam de 10 ani Kinga Sebeștain a reușit să demonstreze cât de bine ne fac corpului nostru și cât de mult ne ajută. Inițial, cum am spus mai devreme, au fost create pentru persoanele cu probleme la nivelul articulațiilor, la nivelul coloanelor vertebrale, coloanei vertebrale, ca să ajute. Iar acum sunt deja folosite și de către persoanele care vor să slăbească. Atât doamne, domnișoare, cât și domni, vorbim și de copii, pot face și cei mici acest sport? Da, poate să ghetuțe speciale? Practice și copila și începând cu vârsta de 7 ani, până la 70 de ani sunt permise, dacă poți să te ții și să faci antrenamentul, cu mare drag. Se primesc toate persoanele la antrenament. Spuneai despre copii, te-ai gândit să faci un antrenament special și pentru copii sau ai făcut deja acest lucru? Da, am făcut cu elevii școlii numărul 8, am avut deja două clase. Ei sunt foarte energici, aleargă de colo-colo, sunt foarte impresionați așa de ghetele Kangu Jams, nu sunt stresați sub nicio formă, le-ai dat ghetuțele în picioare și gata, se apucă și fac. Bineînțeles, antrenamentul nu poate să fie la fel de dur ca acela pentru adulți, dar sunt foarte deschiși și zâmbăreți și le face plăcere.
Vorbeai la început și despre Kinga, pe care ai reușit să o aduci de două ori, dacă nu mă înșelas, la Tina. Da, așa este, de două ori. A doua oară când a venit, a venit în propriul club, ai fost și tu prezentă, creează o atmosferă inedită, este o super, o super are femeie. Are o energie debordantă. Exact. Și te face să te simți foarte bine prin antrenamentul susținut de ea. Da, datorită ei pot să spun că noi practicăm și promovăm acest sport Kangu Jumps în România. Este de admirat pentru toate antrenoarele, este un mentor și antrenor. Ce evenimente ai făcut de-a lungul timpului aici la Slatina? La o perioadă de 2-3 luni se fac evenimente în cadrul sălii cu diverse teme. Princess Kangu Party, Cocktail Kangu Party, Summer Kangu Party, Rainbow Kangu Party, în funcție de sezon, că ne să influențează. Să nu uităm și de iarnă, când și de iarnă. Am văzut Moș Crăciunițe pe ghetele Kangu. Christmas Kangu Party, anul acesta am avut Hawaii Kangu Party, am spus să ne-am gândit să fim un pic diferite față de anul trecut, să nu mai fie Christmas Kangu Party, Hawaii Kangu Party. Ne doream foarte mult vara să vină. Fetele sunt deschise, ne costumăm, avem o coreografie diferită față de ceea ce facem în timpul antrenamentelor. Ne distrăm. Spune-mi, cum ne pregătim pentru vară? Pentru că, iată, mai este foarte puțin timp și trebuie să ne pregătim corpul pentru a merge la plajă. La piscină, la plajă, așa este. Este vremea să mergem la sală, chiar este timpul, dacă nu acum, atunci când. Ne pregătim pentru vară, antrenamente intense de 3 ori pe săptămână, recomand. Avem grijă de alimentație. Iarna corpul este predispus la comoditate mai mult, dar acum cu alte cuvinte să mâncăm mai mult pe perioada iernii. Da, așa este. Este și demonstrat că iarna se consumă mai multe alimente. Vara avem alte posibilități, avem salatele, avem fructele, freșurile. Încercăm să scoate din alimentație tot ceea ce ne face să ne simțim mai greu, ca să zic așa. Multe lichide, apă, îndeosebi, antrenamente. Ne hidratăm și în timpul antrenamentului? Este indicat acest lucru? Ne hidratăm înainte de antrenament cu o jumătate de oră și după antrenament. Dacă consumăm apă în timpul antrenamentului, este mai dificil să sărim. Ne deranjează și atunci preferăm să ne hidratăm înainte și după. După cât de multă apă putem. Știu că înainte de antrenament, cu câteva ore, chiar este indicat să nu consumăm alimente. Așa este. Nu putem să mâncăm cu cel puțin 3 ore înainte de antrenament. Nu ne permite corpul să realizăm exercițiile respective. Ne simțim balonate, ne simțim rău și atunci tuturor clientelor le spun, le rog, nu mâncați. Dacă ai mâncat, s-a întâmplat ceva, prefer mai bine să amâni, să vii ziua următoare. Iar după antrenament, mai consumăm ceva în afară de lichide? După antrenament, corpul deja este obosit, a realizat un efort fizic. El acum va acapara tot ceea ce tu consumi și este de preferat să fii foarte atentă ceea ce vrei să mănânci după. Un fresh de portocale, o limonadă, un fruct, dar care să nu-ți dea senzația de balonare sau de aciditate. În principiu, nu ar trebui să îți mai fie foame. Deja a trecut toată ziua, cred că ai consumat proteine respective în timpul zilei, acum ai realizat un antrenament, consumi lichide, mergi la somn liniștită și a doua zi reiei. Oricum, din câte știu, antrenamentele se desfășoară undeva seara în jurul orei 8. Da, într-adevăr, unele zile în jurul orei 19, în celelalte zile în jurul orei 20. Acest program a fost creat special pentru cliente să poată să ajungă. Fiecare dintre noi avem un serviciu, vrem să ajungem acasă, ne schimbăm, venim la antrenamente. Avem o zi în care antrenăm și dimineața, sâmbătă, de la 11. Este cel mai eficient antrenament din punctul meu de vedere, de energie pentru toată ziua.
dar, cum am spus, suntem condiționate de program, însă cred că găsim fiecare dintre noi o posibilitate să ajungem seara. Spuneai despre clientele tale care ziua merg la job și seara la relaxare la Kangu. La fel faci și tu. Cu ce te ocupi? În momentul de față lucrez în producție la o firmă de se ocupă cu structuri metalice. Dimineața la job, ca toată lumea, termin treaba, merg la sală, antrenez fie o clasă, fie două, depinde de zilele respective, după care acasă, plan personal. Cu ce este diferit Kangu, antrenamentul de Kangu, față de cel de Kangu Power? Sunt două serii în care avem clase de Kangu Power. Este mai intens Kangu Power. Participă persoanele care sunt de ceva timp în cadrul echipei mele, au experiență. Intensitatea mișcărilor, coreografia, ele deja au creat și o legătură strânsă între ele, fetele care vin la Kangu Power. S-a creat o echipă frumoasă și îmi place foarte mult că a funcționat. Am reușit să introduc această clasă doar în cadrul sălii mele, că mi-a permis programul. Dar a funcționat, văd că sunt interesate tot mai multe persoane, rezultatele sunt mai eficiente, ca automat fiind chiar mai intens antrenamentul. Chiar dacă sunt rezultate mult mai bune, mai evidente în cazul Kangu Power. Da, sunt rezultate mai evidente față de celelalte antrenamente, însă după cum am spus, trebuie să se atragă atenția că este mai intens antrenamentul și persoanele respective care se înscriu să știu la ce vin, să nu se sperie. De exemplu, dacă m-ar suna o persoană începătoare și mi-ar spune vă rog să vin la Kangu Power, nu aș putea să o primesc, nu că nu mi-aș dori, doar că aș sperea-o și poate ar înțelege greșit sportul Kangu Jumps. S-au format nivele de începătoare, intermediare, avansate, fiecare persoană știe că dacă nu a mai practicat, vine la o clasă de începătoare, dacă îi se pare ușor, trece la o clasă de intermediar, exact, nivel. La următorul nivel, dacă îi se pare iar ușor, vine direct la power. Spune-mi ce ai simțit tu atunci când ai pus pentru prima oară ghetuțele în picioare? Prima dată, ca toate persoanele care s-au urcat pe ghete, am avut senzația că mă balansez, însă îți ții echilibru, înveți să le coordonezi. Era ciudat. Era la început acest sport promovat în București, nu toată lumea știa exact despre ce este vorba, dar pe muzică, mișcări, am început pas cu pas, am învățat și o senzație plăcută, este altceva. Când ajung la sală, îmi pun ghetuțele în picioare, uit de restul problemelor sau, să zic, situațiilor din timpul zilei, și începem să ne antrenăm. O oră acolo, gata, aia noastră. Pentru perioada următoare, ai în vedere alte evenimente cu care să le atragi pe clientele tale? Bineînțeles, la o perioadă, cum am spus mai devreme, 2-3 luni facem evenimente, vor urma, avem și planuri în continuare, proiecte, nu ne vom opri aici, nu vreau nimeni să se obișnuiască atât de tare cu ceea ce fac. Trebuie tot timpul să fie ceva nou, să atragem clientele să vină, să fie curioase și să se țină de treabă. În Slatina de când este acest sport? În Slatina este de 4 ani de zile. Pe data de 7 martie am sărbătorit 4 ani de zile. Un an de zile am colaborat cu alte săli de sport, ca să zic așa. Am reușit să mă mut aici, am reușit să găsesc locația care să-mi permită să deschid clubul. De 4 ani de zile. Cred că majoritatea locuitorilor din orașul Slatina știu deja despre Kangu Jumps. La început am mers chiar pe esplanadă cu ghetuțele chiar în picioare. Chiar mă gândeam la acest lucru, da, și vreau să întreb care a fost percepția slătinilor, pentru că a fost un sport nou pentru orașul nostru, nou introdus.
Așa este. Era ciudat la început, dar lumea era curioasă, receptivă, întrebau, da, ce se întâmplă, dar cum te ajută, da, cum stai pe ele? Asta e întrebarea, cum stau pe ele și nu o să cad? Majoritatea clientelor întreabă, nu o să cad? Nu. Ele au o formă eliptică, nu-ți permit să te duci foarte mult în față sau foarte mult în spate, trebuie doar să vrei, să fii o persoană ambițioasă și să vrei pentru că se poate. Și orice persoană are rezultate. Nu este nicio persoană care să vină la antrenament și să nu aibă rezultate. Pe lângă faptul că slăbim, cu Kangoo Jumps ne putem tonifia? Da. Și tonifia? Ne și tonifiem, asta foarte clar. Ne tonifiem musculatura abdomenului, mușchii fesieri, brațele, tot corpul stă încordat în momentul în care ai ghetuțele în picioare. Ajută la tonifiere, combate celulita, problema numărul 1 a noastră, doamnelor, ca să zic așa, ne ajută, transpirăm foarte mult la antrenamente, fie că este un antrenament de începătoare, intermediare, avansate, transpirăm și asta ajută, pielea devine mai fină, eliminăm toxinele, ajută și la slăbit, ajută și la tonifiere, te ajută pe tine la poziția corpului, stilul tău de viață, îți influențează. După ce stai o zi întreagă la birou, cred că este foarte binevenit acest sport care să ne corecteze. Să ne corecteze poziția corpului și deja la un moment dat când stai la birou îți dai seama că nu e ok cum ești în momentul respectiv și îți îndrepți coloana, îți amintești, da, seara eu stau cu spatele drept, cum nu pot să stau și în timpul zilei? Și atunci avem o altă poziție. Ghetuțele se închiriază sau sunt și cliente care vin cu ghetuțele lor? Se închiriază, sunt cliente care și-au achiziționat ghete personale, preferă să le lase în cadrul sălii decât tot timpul le aduc. Dar am văzut foarte multe site-uri pe care sunt ghetuțe Kangoo Jumps. Cum ne dăm seama dacă sunt false sau nu, dacă sunt fake-uri? Într-adevăr, au apărut. Ca la orice produs apar și fake-uri, numai un instructor poate să-și dea seama. Clientele sună și recomand tuturor persoanelor care vor să-și achiziționeze să ia legătura cu un instructor, să-i spună, uite, vreau să-mi cumpăr perechea de ghete de pe site-ul respectiv, ce crezi? Încercăm să ajutăm, nu suntem siguri până la livrare că vor fi produsele din poză, dar în momentul în care le achiziționează, vin cu ele la sală. Chiar am avut persoane care au venit, uite-te, te rog la ele și spunem dacă sunt originale. Nu avem voie să primim la antrenamente persoane cu ghete care nu sunt originale. Da, cât costă o pereche de ghete originale? Originale, prețul pornește de la 930 de lei. Și ajunge undeva la 1150 de lei, în funcție de posibilități. Ele sunt aceleași perechi, diferă doar culoarea, dacă ne asortăm, dacă vrem mai deschise, mai închise. Cu puțin roz. Cu puțin roz, exact. Da. Andreea, îți mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru toate aceste informații și îți spun că abia aștept să revin la Kangoo. Te aștept cu mare drag. Acum le mulțumesc telespectatorilor noștri care ne-au urmărit până la această oră. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, luni, de la 8:30. Până atunci să aveți o zi minunată și un weekend perfect. La revedere!